Bună seara și bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic. Ediția de azi vă... Ediția de azi vă este oferită de Pumpkin Spice Bere. Pumpkin Spice Bere. Ceva din America. Varianta tomnatecă a Starbucks-ului masculin. Dovleac, bere. Are dovleac, are scorțișoare. Asta e bere cu dovleac? Mai când are poezii spuse în dreptul geamului în timp ce plouă. Fierbe-o ca pe ceai, domne, caco. Fierbe-o și hai să o bem atunci. Pentru că a lipsit în edițiile trecute, Cucu ne va povesti azi ceva. Unde a fost? Ceau, Cucu! Bun. Salut, colegi! Salut. Bine ai revenit! Aș vrea să zic bine v-am găsit. Dar ce frumoase pionieze ai în urechi. Mulțumesc. Ce frumos mă reflect în ele. Am fost acum o săptămână... Dar nu te mișca? Să vă spun de unde le am. Am fost o săptămână la o tipă și atât am făcut chestii că s-au contopit maciocii. V-ați dat cap în cap. Cum o la București? Foarte frumos. Bineînțeles că dacă filmăm zic foarte frumos. Nu, e plictisitor, m-am săturat, nu-i fain deloc. Explică-le oamenilor. M-am dus să câștig niște bani, atâta. Explică-le ce înseamnă FNT, că noi am menționat că ești la FNT și au venit întrebări. Unde-i Cucu? După ce noi am explicat unde-i. FNT? Federația Națională a Transportatorilor. Ah. E, șoferul dintre Buci, ce să facă și el? A transportat ceva până în București. Și apropo de întrebări foarte importante, multă lume a întrebat. Bogdan. Mai e cu noi. Stai liniștit. Nu. Să-l văd pe celălalt. Dragoș, se tunde din fashion sau pentru că e bolnav? Da, este la modă leucemia. Diagnosticul încă nu e confirmat, așa că nu putem spune. Ideea e că nu-i treaba voastră de ce se tunde Dragoș. Dar mulțumim de întrebare, mulțumim toți. Hai să vezi câte întrebări o să apară. Dă-și ce e la ajut, cum arăți, ca un faghe, ce cu fetița asta între ei, bla bla bla. Povestea ta, apropo, de fetițe. Mă, o să râdeți. FNT înseamnă Festival Național de Teatru Ignoranților. Și așa nu mergeți. Dă-i pace. Fii atent, m-am dus la București. O săptămână trebuia să stau. Îți dai seama că la cât am jucat împreună am avut 5 minute în toate spectacolele, că așa mi-a fost norocul. Ceea ce m-a făcut să am timp pentru Mol, Ikea și alte țigănii. Ceea ce mi-a plăcut. Am fost un fel de șoferi. S-a dus la București și a făcut un jumătate de podcast. Și la un moment dat zice unul, bă, hai că ne-a invitat acasă la ea, o colegă de-a noastră de pe la București, ce faci un grătar? Zic, hai că să mai mișcă lucrurile. Hai că parcă începe să se contureze. Am auzit cumva carne? Așa. Uite că trăiesc cu oameni și în București. Și mergem, domnule. Și mergem acolo și, ca să înțelegeți, deci era o casă așa pe lung, da, ca molul. Aici stătea ea, noi am stat în curte că era un pic de soare, și lângă stătea și sora sa cu soțul său, și cu un copil al lor. Ca în compartiment? Așa ceva, un vagon, așa okay. Ceva. Că așa case făcut înșiruite. Mă rog, din astea, gen polus. Sau nedecomandat? Nu, fii atent aici. Colega noastră, nu spui cine. Persoane, da, importantă. Drăguță și ea din lumea teatrului, așa. N-am văzut-o de foarte multe ori. Dacă stau să mă gândesc, nici mai țin minte dacă... Așa. Și sora s-a, în schimb, o fată simplă. Da? Una din cele mai simple fete pe care le-ați văzut vreodată. Deci atât de simplă ca un pește de la din acvariu. Atât era de simplă. Numai asta făcea și ea. Să plimba și făcea papa. Bun, nu mă bag în asta. Oamenii sunt oameni și cei simpli sunt drăguți. Cred. Fata asta avea un soț. Mult mai simplu decât ea. Dar mult mai simplu. Dar foarte... Ca algele din acvariu. Exact. Care nici măcar nu se mișcă că vor ele. Deci așa era și ăla. Ăla se mișcă că vrea ea. Da. Și-s de plastic. Bun. El de fapt, ascunzându-se după o mască așa arogantă și deșteaptă. El era șmec, înțelegi? Mă rog, trec astea, că v-am pus așa un pic de intrigă ca să vedeți pornoșagul de la mijloc. Și nu, la sfârșit nu se căsătoresc. Și ne punem în cam acolo și acum, știi cum e, că tu ești actor, de exemplu. Ne întâlnim mai mulți actori, vin povești. Povești cu actori prostii, beții, glume bune, chestii faine, curajoase, la limita cu inconștiența. Și la un moment dat începe unul, zice, bă, mai să zică o fază, când era Cucu așa, bă, ce-o făcut, bă, și ce-o zis. Și nu, soțul ăsta simplu al fetei, Alga, tot asculta așa, știi, și tot făcea, bine, mă, îl deranja, știi.
Îmi deranja, eram prea prezent din poveștile altora. Și la Dano, să termine discuția cu mine, mai bem o bere, mai nu știu ce, zic, știi că nu te simți bine când se povestește de tine acolo unde ești. Da, da, te laudezi, pică greu la stomac. Da, e greu, mai bine ești în altă parte. Bine, m-am pișat de vântul, eu n-am putut de mai multe ori. Și pe ce puneam mâna sau făceam sau beam o bere sau strigam ceva, unul își aducea aminte de o poveste cu mine, mă. Deci se povestea numai de mine la masă, non-stop. Cât și de mult ai făcut la viața ta? Bă, nu știu, că am aflat și atunci. Jos, sus, jos. Ce mai bătrân dintre toți de... Bă, la cea mai tare poveste în care... Da, eram chișcat și nu știu ce am făcut, nu mai contează. În momentul când ăla au zis și gluma și s-a terminat tot și erau toți pe jos de râs și deja trecuseră două ore numai cu povești despre Cucu, ăla la un moment dat, din tăcerea aia simplă a lui, zice: "Hai mă, mai las-o, dracu, acum mai e un pic și o să zici că și troznește mai bine ca noi." Și nevastă să ridică discret două degete. Nu mai bine, dar mai mult. Deci cam cât să vă las să așeze informația asta în voi. Jesus. Deci după zeci de povești, toate în care tu ești prea de cool guy, ăla zice: "Nu cred că ăsta și mai bine ca noi." Deci nu cred așa ceva. Ce ai făcut? Deci asta e când faci finalul la toate ședințele de terapie, după ce ți-ai spus toate poveștile, afli de fapt că ești frustrat pentru că că există unul care dar nu, mă, Tibi, există oameni care cred că noi toți, băieții, pentru că suntem băieți, nu? Că suntem pușcăriari sau intelectuali sau, nu știu, luptăm în agarie. Toți troznim în același fel, man. Nu? Te pui, intri, faci chiki 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 și gata. Adică tu nu zici că tu troznești mai bine ca mine. Nu, serios acum, bă. Ce ai putea face să troznești mai bine ca mine? Circles, circles. Să și vorbești cu persoana aia. Deci nu se poate așa cea. Să vorbești cu Rad Murdar, poți să faci chestia aia în care începe alfabetul și începi să desenezi toate literele. Dar ei nu știu asta. Tu îți dai seama că ei nu știu asta, ei cred că toți bărbații de pe glob toți troznezi la fel. Este imposibil să fie unul altfel decât ceilalți. Nu, de obicei băieții buni nu ce ai zis tu la toată treaba asta când ai zis asta cu troznul, iartă-mă. Așa m-a surprins, deci n-am avut ce să zic. După care mi-a venit o glumă, dar n-am vrut să o exagerez. Am vrut să zic, bineînțeles, la prima mână, dacă vrei ți și bine, m-am gândit după aia acum, dar ce o să înțeleagă? Ți arăt pe nevastă ta simplă sau pe tine, care e și mai simplu? După care am vrut să le zic că sunt atât de simpli că n-am cum să le arăt, că nu o să înțeleagă. Și o să se simtă, poate violați sau... Sau loviți în spirit ca să fac o glumă. Nu s-ar fi, nu s-ar fi căzut că nu. Era și grătarul lor. Nu știu, m-a blocat, m-a blocat, a stat așa și am zis. Prostală, iau noroc la gagici faine. O, da. Da, mi-am adus aminte acum din liceu că a zis Cucu. Era unul care în clasa 11-12 a dat examenul de carnet de vreo 10-11 ori și l-a picat de fiecare dată. Și ăla umbla cu una din cele mai frumoase fete de liceu pe care le-am văzut vreodată. Adică o pune lângă Scarlett Johansson și îți vinea să o scui pe Scarlett să o întreb cine a pus-o în filme. Să o scui pe Scarlett, să o pune și după aia să o întreb. O frumusețe pe nume Magda. Ce nume Magda frumos, de la Magdalena, ce porne Magda. Evocă Magda. Așa niște imagini, o divinitate, îți vinea să te închină aia, frumusețe, mă, așa. Știi cum era? Ca și fata mai mică din fetele Gilmore. Rory. Steață. Rory. Nici ca așa încet, delicată, frumoasă. Aminte cum atingi și pe vremea aia toți ne gândeam că vai, cea mai faină, dar de fapt mersi că n-are cu ce fi cea mai cu prostalău ăsta, deci cea mai frumoasă care fată din univers, umbla cu prostalău ăsta. Și asta cea mai urâtă parte, că a convins-o, într-un fel sau altul, să facă dragoste cu ea. Hey. Și a convins-o cumva să-i facă poze. Mi se atunci, pe când telefoanele mobile aveau camere VGA, 100x200, și a făcut niște poze pixelate goală, de a văzut tot liceul după aceea. Dar nu oricum așa, discret, frumos, acoperindu-și ușor nurii. Nu, cu vaginul desfăcut ca aripile liliacului. S-a dus Magda dracului și vagina ei. Și era pixelul cât tot aparatul. Da, pixelatul parcă deja sună pentru mine murdar, pentru că a fost ăla. Deci, și imaginea era pixelată, nu puteai să vezi deci nimic. Deci așa dezamăgire am trăit în liceu, văzând așa ceva. Bine, am văzut poze cu mai multe colege în... Era moda? Da, păi... Era șmecher dacă făceai din astea, așa-i?
Pentru că băiatul șmecher dădea la băieții șmecheri și băieții ceilalți șmecheri dădeau la alții pe Mirc. Ai văzut pozele astea? Mircul, asta nu până să trimite mail-ul. Dar crezi că el troznea altfel decât noi? Sau ea troznea altfel decât ele? Ce pot să știu? Hai să lăsăm misterul ăsta. Dar... pentru cei care ați dat click mai târziu, FNT, Festival Național de Teatru. Și dacă în episoadele trecute ofeream consultație și consultanță în mai multe chestii, uite, Tibi a făcut un teasing acum vorbind despre cum troznești cu literele alfabetului. Hai să vedem data viitoare. Nu, 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 dar putem să le vindem cărți din alea în care dai rețete. A, o facem. Oh. Ultimul podcast v-am zis că să ne trimiteți chestii, am început să primim chestii de la telespectatori. Noapte bună, copii! Vă mai zicem!